Astăzi, instanța de judecată a examinat contestații ceea ce ține de declararea nulă a ordonanței de pornire a urmării penale privința Renatul Sate, tentativă de omor asupra cetățeanului Brusov și revocarea cererii apărării privind revocarea măsurii de primare arest în privința clientului nostru Renatul Sate. Deci s-a examinat contestația asupra ordonanței privire la începerea dosarului penal, tentativă de omor. Deci am examinat, am ajuns până la expunere, în dezbatere. Apărarea a solicitat ca procurorul să prezinte dovada intentării dosarului penal de către Regatul Unit, ceea ce ține de tentativă, deoarece sunt discuții de mult timp. Procurorul susține că noi, apărătorii, nu am prezentat asemenea probă, precum că este intentat dosar penal de tentativă de omor teritoriul Regatului Unit. Primul urmare, noi am solicitat instanței ca procurorul să prezinte asemenea probe sau dacă este comisie rogatorie, deoarece la cererea părerii de a remite o comisie rogatorie pe teritoriul Regatului Unit, procurorul ne-a refuzat prin ordonanță. Mai mult ca atât, am insistat ca procurorul totuși să prezinte probele care au stat la baza intentării dosarului penal, tentativa de omor, adică până la autosizarea procurorului. Prin urmare, instanța a admis acest demers și ședința s-a amânat pentru data de 24 ianuarie, ora 9, unde vor fi prezentate și continuată examinarea cauzei. Ce ține de revocarea măsurii la felul? Ce ține de revocarea măsurii de primare arestul, instanța nu a proces la examinare din insuficient de timp. Deci, de asemenea, nu am intrat chiar în deschiderea procesului, dar unilateral judecătorul a decis amânarea pentru data de la fel, pentru data de 24 ianuarie, la ora 9. Deci procurorul a fost obligat să prezinte aceste probe sau instanții? Da, instanții, da. A fost obligat să prezinte instanții de judecate, probe care au stat la baza intentării dosarului penal, ce ține de tentativă de omor asupra cetățeanului Brusov. Vom vedea, data 24, care sunt probele care au stat la baza autosizării expuse de către domnul procuror Brusov. Aceste probe credeți că există? Sau? Din ceea ce se invocă în ordonanța de intentare, dosarul penal, ar trebui să existe. Însă vom vedea. Apărarea consideră că nu a avut niciun temei domnul procuror să intenteze dosarul penal, dat fiind faptul că se încalcă principiul dublei pedepse. Deci, în cazul în care este intentat un dosar penal în Londra, organul de urmărire penală nu mai putea să intervină cu intentarea unei alte cauze penale pe teritoriul Republicii Moldova.